neurodegenerative sunt apanajul vârstei a treia, în mod special, așa cum se spune, a adultului vârstnic. Însăși din denumire, trebuie să ne concentrăm asupra a diferitelor domenii în care ele se pot manifesta. Pe de o parte, memoria, limbajul, calculul, mobilitatea, funcția executivă. Așadar, diagnosticul unei boli neurodegenerative este complex. Cele mai frecvente întâlnite în patologia de zi cu zi sunt boala Alzheimer, demențele de tip mixt, respectiv vasculare și degenerative, demențele în urma unui accident vascular, așa zisele demențe de tip vascular, demența în evoluția unei boli Parkinson, demența cu corp lui și așa numitele pseudodemențe, respectiv boli de memorie curabile, în care intervine de fapt diagnosticul nostru și curabilitatea lor, fiind vorba de deficiențe care apar în timpul vieții. Nu trebuie să excludem demențe care apar în urma consumului excesiv de alcool, a deficiențelor de vitamine B1, B6, de asemenea demențe care apar în urma unor infecții, pentru că vorbim întotdeauna de infecții ale sistemului nervos central, respectiv meningoencefalite, encefalite, și de asemenea pot să apară așa numitele demențe în urma traumatismelor craniocerebrale, survenite în accidente sau simple căderi la domiciliu, cu sau fără pierdere de conștiință. A diagnostica o boală de tip neurodegenerativ este un challenge pentru noi, pentru că întotdeauna rolul central îl are medicul geriatru și ca integrator, dar este o implicare a unei echipe multidisciplinare. Pentru că la noi se prezintă pacienți adulți vârstnici, oameni cu vârstă peste 65 de ani, încărcați cu un istoric de viață și la care noi trebuie să facem lumină într-o boală de memorie. Boala de memorie, prin excelență, este o boală care se stadializează, se intervine terapeutic, dar și printr-o echipă care trebuie să ajusteze, practic, stilul de viață al pacientului și nu în ultimă instanță, explicarea familiei a conduitei viitoare cu un pacient cu boală de memorie. Așadar, diagnosticul implică pe de o parte consultul cu istoric de viață, examenele de laborator specifice care pot determina întotdeauna o deficiență, o anemie, o infecție. O infecție survenită de asemenea în tabloul recent al unui pacient și imagistica cerebrală. Fără un computer tomograf cerebral, fără o rezonanță magnetică și mai mult astăzi fără un PET scan, nu se poate diagnostica o boală de memorie. Toate aceste investigații sunt întregite și de consultul psihologului, care poate aduce, prin timpul acordat în cadrul unui interviu cu pacientul, multe, multe enigme pe care noi, ca și geriatrii, nu le-am putut descoperi. La acestea intervin și specific pentru fiecare boală în parte, alte examene și consulturi din partea colegilor neurologi, consulturi cardiologice, consulturi de asemenea boli infecțioase, diabet și boli de nutriție. Pentru că repetăm și spunem, chiar dacă este o boală de memorie, odată diagnosticată, pe ea o destabilizează ceva și noi trebuie să căutăm ce anume a destabilizat pacientul nostru. Tratamentul este specific pentru fiecare pacient în parte. Este un tratament personalizat, așa cum spunem noi, în care este implicat
și pacientul și familia și serviciile de sănătate și nu un singur medic, ci, repet, o echipă multidisciplinară.